Don't know what I'm doing here. Cetățeane Matei Cristian Emanuel, de bună voie și nesfii de nimă, luați în căsătorie pe cetățeana neagră Rebecca. Da. Staring back at me in the mirror. But there was a day when I was free, not a care that I could see. So could I barely could. Cetățeana neagră Rebecca, de bună voie și nesfii de nimă, luați în căsătorie pe cetățeanul Matei Cristian Emanuel. Da. When I was 16 we open heart, windows down in a beat-up car. When I was down and the world was young, she was beautiful. She was beautiful. E emană dragostea de care toți oamenii au nevoie, adică pe care trebuie să existe în orice relație. How do we end up like this? Living life. Too busy fixing things on computer screens while the grass grows green. În tot ce au nevoie și în tot ceea ce au trebuință, îi așteptăm cu brațele deschise, cu toată inima, cu tot sufletul, să ne bucurăm și să ne veselim împreună de tot ceea ce vor face în viață. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Să răspund pe această cale că sunt amândoi frumoși și noi iubim. Ne-am atașat și de Cristi foarte mult și parcă ar fi face parte din familia noastră de mult timp. I barely could believe it was happening. Oh, take me back again. When I was 16 with an open heart, windows down in a beat up car. When I was down and the world was young, the world was practic la momentul central al întâlnirii noastre. Cristian Emanuel, iei pe Rebecca să fie soția ta, să vă uniți în sfânta căsătorie, să trăiți împreună după porunca Domnului. Amin, da. Iei pe Cristian să fie soțul tău, să vă uniți în sfânta căsătorie și să trăiți împreună după porunca Domnului. Da. Eu, Cristian Emanuel, te iau pe tine, Rebecca, să-mi fii soție, să-mi fii soție, să fim împreună, să fim împreună și să am grijă de tine de acum încolo, și să am grijă de tine de acum încolo, la bine și la rău, la bine și la rău, în sărăcie și în belșug, în sărăcie și în belșug, în boală și în sănătate, în boală și în sănătate, să te iubesc, să te iubesc și să am grijă de tine până când moartea ne va separa, și să am grijă de tine până când moartea ne va separa. După cum este scris, după cum este scris, în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. În cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Eu, Rebecca, te iau pe tine. Cristian Emanuel.
Cristian Emanuel. Să-mi fii soț. Să fim împreună și să am grijă de tine. Să fim împreună și să am grijă de tine. De acum încolo. La bine și la rău. În sărăcie și în belșug. În boală și în sănătate. Să te iubesc. Și să am grijă de tine. Până când moartea ne va separa. După cum este scris. În cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Vă asculte Domnul în ziua necazului vostru, să vă ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov, să vă dea tot ce vă dorește inima și să vă împlinească toate planurile voastre. Noi ne vom bucura de biruința voastră și vom flutura steagul în numele Domnului Iisus. Chiar în final, pentru că jurămintele au fost aduse înaintea domnișoarei noastră, pentru că verighetele au fost așezate la locul lor pentru tot restul vieții, pentru că au dorit să se căsătorească și să mărturisească înaintea domnișoarei noastră această dorință sfântă a lor, declar pe Cristian Emanuel și pe Rebecca, soț și soție. Stimați audiență, scump frați și surori, doamnelor și domnilor, am bucuria și onoarea să vă prezint tânăra familie Matei, Cristian Emanuel și Rebecca. Domnul să-i binecuvânteze! Să vă spun decât că vă doresc un drum bun, o viață frumoasă și fericită să aveți împreună, o familie frumoasă și ideală să faceți împreună, copii frumoși de care să ne bucurăm noi cei care suntem alături de voi, să se bucure părinții voștri. Eu știu că sunt bunic și știu ce înseamnă să fii bunic. Rebecca, noi te cunoaștem de când erai mititică și ești o fată extraordinară și știu asta pentru că te știu de
când ai făcut primii tăi pași în viață și vreau să îți urez mult succes în viață și în noua ta etapă în care ai trecut acum. Etapă alături de care ne bucurăm că suntem cu tine, cu Cristi, și vă dorim să aveți o viață plină de fericire, împlinire, dragoste și mulți, mulți, mulți bebei drăguți ca așa ca voi. Astăzi este ziua 7-a și din luna aceasta iunie și nu numai că avem nunta, dar pentru mine și Rebecca ziua 7-a are o semnificație. De ce? Pentru că pe 7 aprilie 2010 noi ne-am hotărât să fim împreună și să avem în vizor căsătoria, să zic așa. Și astăzi sărbătoresc de două ori această zi și m-am pregătit. Nu m-ați luat pe nepregătite cu declarația, m-am pregătit pentru că vreau să-i o fac ei. Bau, ce faci, iubirică? Sunt eu, iubiricul tău, scum și drag. Știi ce zi e astăzi, nu? Astăzi împlinim 4 ani și 2 luni de când Dumnezeu ne-a adus împreună. Și cu această ocazie vreau să-ți urez la mulți ani lângă mine pe acest pământ. Cristi, te felicit pentru decizia pe care ai luat-o și pentru alegerea pe care ați făcut-o împreună. Dumnezeu să vă binecuvinteze, mă uit fix la tine acum, sper că și tu zâmbești cum zâmbesc și eu. Sunt emoționat că-ți vorbesc în fața unei camere de filmat. Și din partea noastră vă dorim tot ce este bun în lumea aceasta. Iar din partea lui Dumnezeu vă doresc o binecuvântare, o viață frumoasă și un drum liniștit înainte. Hei, Rebecca, mă bucur că în seara asta am putut fi alături de tine. Îți doresc o căsnicie fericită, Domnul să vă binecuvânteze pe amândoi, te pup! Țonțonico, ești ca un fluturaș mic, așa, care zboară inocent și mereu când te vei așeza în brațele mele, nu te voi strânge ca să te doară, ci voi avea grijă ca aripile tale să nu se rupă. Of, ce mult te iubesc eu pe tine! Ești a mea și nu voi renunța niciodată la tine. La mulți ani, iubito. A, era să uit. Aș fi vrut să închei acest discurs, dar mi-am adus aminte că este o zi mai mult decât specială. De ce? Păi fii atentă, țonțunică mică. În primul rând e ziua noastră, în al doilea rând e nunta noastră. Rebecca și Cristi, mă bucur că am fost alături de voi și vă doresc o fericire, iubire și să fiți
aproape de Domnul și să îl iubiți pe casa de piatră. Vă doresc ca viața voastră să fie un curcubeu până la final. Domnul să vă binecuvânteze. 1, 2, 3 și... Shubidubba, Rebecca, Rebecca și Cristi, și Cristi. Vă dorim, vă dorim fericire, bucurie și iubire, împlinire, fericire, casă de piatră. Cam asta a fost? Da. Da. Ce crezi?